Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, 86 de cereri. Nemulțumiri au fost însă și pentru candidații care au susținut examenul la disciplinele biologie, geografie sau istorie. În total, 220 de cereri de recorectare au fost depuse. 390, dar mă așteptăm mult, la mult mai mult. Adică în jur de 6. Crezi că după contestații? Da, eu așa cred. Așa mi-e și se da. La nivelul județului Gorj au fost înregistrate 220 de contestații, 86 de exemplu la limba română și 45 de elevi care au considerat că meritau o altă notă la matematică. Contestațiile vor fi rezolvate în centre zonale de evaluare în alt județ decât județul Gorj. Nu doar dascălii din alte județe vor fi puși la treabă în urma contestațiilor depuse de candidații gorjeni. Anul acesta a picat păcatul și pe profesorii gorjeni să recorecteze lucrări. Județul Gorj a fost desemnat ca centru zonal de evaluare pentru această perioadă de contestații la examenul de bacalaureat și acest centru funcționează la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu, unde vor veni lucrări din alte județe. În sesiunea din toamnă, în Gorj, procentul de promovabilitate este de 14,30% înainte de corectarea contestațiilor. Procentul este unul extrem de mic, situat sub media pe țară.